Saxon este un soi de mazăre extraordinar de apreciat de fermierii din România. Are o înălțime de 70-90 de centimetri, cu o rezistență foarte bună la cădere. După cum observați, plantele sunt pline de păstăi, boabele sunt la umplere în momentul de față. Un conținut ridicat de proteină este caracteristic acestui soi și, bineînțeles, rezistența la bolile din timpul perioadei de vegetație. Vreau să menționez faptul că are un MMB foarte bun, de 220-250 de grame, ceea ce conferă însușiri calitative boabelor și o calitate furajeră extraordinară. După cum se observă, este un soi de mazăre afilă care dezvoltă cârcei. Acești cârcei o ajută să reziste la vânturile puternice din timpul perioadei de vegetație. Soiul de mazăre Saxon este rezistent la secetă, obținându-se într-un an cu precipitații medii lejer peste 3 tone jumătate la hectar. Uitați-vă cât de încărcată este planta cu păstăi. Mazărea este o foarte bună premergătoare pentru toate culturile agricole. Fermierii își doresc un minim de 3 tone jumătate la hectar, indiferent de an. Cu soiul de mazăre Saxon obținem cu siguranță această producție.